sute de pensionari au stat ore întregi la ghișeele caselor teritoriale de pensii. Au primit deciziile de recalculare încă de vineri și au constat că pensiile nu s-au majorat, orică s-au produs erori. Mulți dintre ei au venit la ghișee pentru a cere lămuriri sau chiar recalculări. Pensionarii au luat cu asalt casele teritoriale de pensii încă de la primele ore ale dimineții. Supărați că au primit prea puțin bani sau nimic în plus, seniorii au venit să depună contestații, iar unii dintre vor să-și caute dreptatea în instanță. Vestea proastă nu se oprește aici. Seniorii au aflat că dacă pensia lor este sub nivelul pensiei pe care o primesc acum, nu vor primi nimic la indexarea de la început de an. Ei vor vedea majorarea doar pe hârtie, până când vor recupera de la suma recalculată, mică, la suma pe care o au în plată. Există categorii întregi de pensionari defavorizați de noua lege. Printre ei, foștii mineri și foștii ceferiști. Dumitru Costin, președinte BNS. Gândiți-vă că pe noua formulă de calcul din această lege, toate bazele lor de calcul, 20, 15, 17, 20, cât reprezentau anii respectivi, au dispărut, iar stagiul complet de cotizare acum pe noua lege înseamnă cel puțin 25 de ani, sau, mai bine zis, 25 de ani. Ministerul Muncii a anunțat că mai bine de 84.000 de seniori vor primi aceeași pensie, iar aproape 720.000 de pensionari au pensiile mai mici după recalculare, dar vor primi la fel ca până acum. Despre aceștia din urmă, șeful casei de pensii spune că nu vor simți indexarea de la început de an, până când pensia lor va fi egală în timp cu cea recalculată. Daniel Baciu, președintele casei de pensii. Acei 700.000 sunt cu pensii mari pentru că au avut avantaje și beneficii. Cei cărora le cresc pensiile nici acum nu-i vor ajunge din urmă pe acei 700.000. La polul opus, peste 3,8 milioane de români au pensiile mărite după recalculare. Cei mai mulți dintre ei, adică 1,9 milioane, vor vedea însă o mărire cuprinsă între doar 1 leu și 500 de lei.